Capitolul 6. Asupra chezășiei. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule, dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea, du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el nu da somn ochilor tăi, nici ațipire ploapelor tale. Scapă din mâna lui, cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Ferește-te de lenevie. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Ferește-te de răutate! Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate. Va fi zdrobit deodată și fără leac. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Ferește-te de prea curvie! Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbunea prinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea nu va rămânea nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame, și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa nu va avea decât rană și rușine și o cara nu-i se va șterge, căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.